cu o întrebare super simplă. De câte ori vine frigul, te gândești, mamă, sărbători, mamă, cauciucuri de iarnă, decembrie? Foarte mare atenție. Odată ne prinde zăpezica și dacă nu avem cauciucuri de iarnă, este super nasol. Duminică vine ciclon? Gata. Olaf. Olaf îl cheamă? Și pe ăsta? Da. E la modă să... vreau să știu dacă aveți rezoluții pentru sărbătorile astea, adică ce n-ați reușit să faceți anul trecut sau în anii trecut și ați zis deja, băi, anul ăsta nu mai... Anul Hai ăsta... să trecem de edițiile speciale, 29, 30, 1... Poate ce rezoluții, n-ați ajuns de mult în vizită la cineva sau poate n-ați făcut niciodată o masă de Crăciun și vreți anul ăsta. Vreau să știu de la voi din gurița voastră, Amalia. Anul ăsta vreau să-l pun pe Luca pe schiuri. Anul ăsta vrei să-l pui pe Luca pe schiuri? Ar fi primul lui an? Ar fi primul lui an. Face 3 ani și mă gândesc că poate la 3 ani e ok. Păi dacă nu cade de sus, la 3 ani e... Și neapărat să-i fac o ședință foto. Trebuie să fac asta. În fiecare an vreau să fac asta, de Crăciun. Mamele nebunele. Da, mă rog. Hau, și că-ți face puberul, 6 poze. Așa îi se și spune, puberul 6 poze. Da, da, ce poze? Ce... A, și el pe schiuri și eu vreau să încerc cu placa. Toată viața m-am luat cu schiuri, vreau foarte mult să deci încerc cu placa. Deci avem rezoluții sportive. De sărbătorile astea, da. Ăla mic pe schiuri, măsa pe placă. Băi, dar acum vreau cumva... 4 ani, 3 ani, când ne-am cunoscut noi, bă, tot asta ai vrut să faci. Da, da, de atunci n-am mai fost la schi. A, rămas și gravid. N-ai mai fost de atunci? Da, sau ultima dată a fost la schi cu mine. Lasă-mă să înțeleg, ca orice mamă un pic nebună. Nu cumva comanzi shooting pentru Luca și îți faci și tu 2-3 poze mai... Cred că mai multe eu decât el. Dai seama. Băi, nene, deci asta e lumea în care trăim. Eu am prietene pe Facebook care nu au nicio legătură cu vreo meserie adiacentă modei, filmului, actoriei, modelingului. Bă, dau niște shooting-uri plătite de zici că... Mamă, pe de altă parte, noi avem 6 poze de toate. Păi noi atât avem și avem meseria asta. Bă, deci eu am niște mămici pe Facebook, au plătit lumini, machiaj, păr. Și dacă le întreb, bă, dar de ce te... O să fie acolo, că nu știu niciodată când mă lasă bărbatul ăsta și s-a însăpun pe Olex. Cred. La jumate. Sam, bă, Sam. Sam. Faci poze cu mașina când e nouă, că nu știi când o vinzi. Flavia, rezoluții pentru aceste sărbători? Am câteva, da. Cum ar fi? Am câteva. De exemplu, anul ăsta vreau să... Anul ăsta vreau să, de fapt anul ăsta, voi petrece Crăciunul cu familia mea, familia mea. Adică mama, sora mea, frate meu, ne vedem cu toții la mama. Acă avem deja biletele. Toți. Dacă frate meu e în Londra, sora mea în Milano, mama la și ne vedem cu toții acolo. Ah, ce ți se pare ciudat asta? Deci, frate meu în Londra, mama la Milano, sora mea e și a plecat în Italia. Eu... Eu cu mai tras tu bățul scurtul. Da, aici, dar ce, cel mai fain e de tine. Aici, cel mai fain e de mine că am unde să mă duc, adică dacă mă duc la Londra, a, la da, frate, dacă mă duc la Milan, mă duc la sora mea sau la mama, deci e totul da, under control. Da, mă, ăsta a întrebat de rezoluții, mă, nu unde să mă duc. Păi eu făcut vacanța cu familia, niciodată. N-am mai făcut Crăciunul, cred că de 2 sau 3 ani, că îl făceam la Hase înainte acum numai. Așa? Așa? Ha! Țeg! Dar o să fiu... Cu un pic de suflet și acolo. Bă, la ce scrii în ziar, îl faci la loft. Pentru că noi simțim adică... la loft, mâhnim la loft. Așa. Și foarte important, pentru că m-am mutat la casă nouă de câteva luni și am ornamente de Crăciun de acum 3 ani, același lucru, vreau să mi le schimb anul ăsta. O să mă mi le iau pe toate pe alb. Uite, bă, umar. Și ornamentele, mă, cât să fii tot de cealapa? Când ești... Fură curent, Flavia, fură adică curent. Adică totul nou, dragii mei. Totul nou. Pe nou, nimic pe vechi. Da. Miruna, scurt. Vreau să fac eu cozonacii anul ăsta. Da, drăguț! Ar fi și vă aduc și vouă. Ar fi primit tăi cozonaci? Cum? Ar fi primit tăi cozonaci? Da, da. Sarma n-am mai făcut, dar cozonaci niciodată. Știi pe prietenii noștri de la NPC și DSV? Stai, mă, că dacă nu... Mă, că-i fac pentru mine, eu îi fac și ei mănânc, eu mor. Nu, vreau și eu să-i mănânc. N-ai tu norocul ăsta. Uite, i-aduc și nu. Da, sunt de cumpărat, oricum. Hai și la Vlăduță în bucătărie, sunt foarte curios. La el oricum în 2-3 zile e Crăciunul în casă. Ce-ai ghicit? Când ți-ai programat? Asta îi spuneam și Flaviei, zilele trecute chiar vorbeam cu podoabele, știi? Doamne ferește! Le spuneam că în curând vor coborâ din debara. V-am zis că n-avem numai lei normale în emisiune?
Vlăduț e primul care își face bradul și este... În septembrie. Nu, acum, am buza lui decembrie și respectă tradiția asta. Ai vreun plan ce vrei, ce n-ai făcut până acum de Crăciun sau în ultimii ani, n-ai reușit și vrei ce anul ăsta? Ce să nu facă? Tu ai văzut cum arată casa lui de sărbători? Ce poate să nu facă? Poate ceva în plus. Oricum, ceva în plus fac în fiecare an, adică respectiv, știu eu, podoabe noi, tot felul de minuni de Crăciun, prăjituri noi de Crăciun în fiecare an. Îmi place să inventez prăjituri, așa, să dacă, le decorez, să le postez. Dacă ți-ai podoabe noi, ce faci cu alea vechi? Ce fac cu alea vechi? Le pune sub alea noi. Nu. Le păstrez. Bă, eu de 2 ani de zile, de la un fost decor de Crăciun, da, am în casă, că mi-au dat oamenii, gratis, moca, un brad, da, pe un europalet din ăla, știi? Da. Era bradul ăla desenat cu niște cuișoare, era la noi în platou. Și da, mi l-a dat mie la finalul, da, mă rog, m-am milogit. L-ai cerșit, de era în genunchi aici, chiar mă întrebam ce făceai în genunchi, așa? Cam mare dreptate. Ideea care e, eu nu l-am dus niciodată de acolo, din sufragerie. Acolo l-am pus, acolo a rămas. Și faci mișto de Vlăduț. Că împodobește în decembrie. Da, e greu, mă, și sunt și cu piciorul, da, lasă la acolo. Și acum nu mă pun alea pe el, ornamentele, da, că el e gol. E un rad da, zvelit. Bravo. Și nu mă pun alea pe el. Bravo, Răzvan. Nu mai colegi al treilea an. Nici mă mai deranjează, face parte din decor, adică e așa o... Bravo. Băi, anul ăsta sper să mă prindă Crăciunul ca cu 3 ani pe Qatar Airways. Ăia nici nu știu cu Crăciunul, cu Jesus. Ăia sunt o nație ciudată, nu, n-au, au toate, ardesele sunt de pe toată planeta, nu țin Crăciunul. Dacă ești fix de Crăciun, cum am fost acum 3 ani, pe avion spre o țară mai caldă, vin și te servesc un par de șampanie și dacă ești la economic, pe genul, știm că e bă la tine în țară. Hai, noroc, ce trist ești. Am auzit. Nu știu dacă știți, dar de Crăciun avionele sunt semigoale. Chiar noaptea de 25. Dar ele circul, dar sunt semigoale. Ești, bai, craci în sus. Erai tu și pilotul. Eu sunt stewardesele și pilotul. Chiar cred că una din stewardese mi-a propus un masaj, dar n-am înțeles în limba ei ce a zis. De făcut l-a făcut, dar n-am înțeles ce vrea de la mine nici până zi de azi. Nu știu ce a vrut de la mine. Da. Și eu sunt ciudat că am un brad... Să mergem la... Stau eu. Da. Horoscop. Lasă, că fiecare în ciudățenia lui... Întreabă-mă mă și pe mine ce-mi propun. Răzvane, tu ce rezoluție ai pentru aceste... E, uite, nu-ți zic. Să văd cum te roade curiozitatea. Da, o să vin pe la geamuri. Exact cum roade șobolanul ăla la Georgica, la motor, toate cabluri.